vorbi astăzi despre formațiuni tumorale. Reprezintă o patologie extrem de vastă, dar care are doar câteva puncte care trebuie discutate și care sunt importante pentru pacient. Restul sunt importante pentru noi chirurgii. Formațiunile tumorale se împart în formațiuni tumorale maligne, care înseamnă cancer de piele, și formațiuni tumorale benigne, care înseamnă alunițe, chisturi, lipoame, despre care vom discuta într-o altă sesiune. Astăzi vom discuta despre formațiunile tumorale maligne. De ce le spunem maligne? Pentru că sunt rele. De ce sunt rele? Sunt rele pentru că reprezintă un cancer de piele, de care trebuie să scăpăm. Vreau să pornesc acest video prin distrugerea mitului stupid: dacă mă operez sau umblu la o formațiune tumorală pe care o am pe piele, fac cancer. Acesta nu are nicio legătură cu realitatea, nu are nicio legătură cu medicina sau nu are nicio bază științifică. Este un mit vechi, din moși strămoși, care nu știu de unde a pornit și care trebuie să dispară. Pentru că din cauza lui, foarte mulți pacienți ajung în stadii extrem de avansate, pentru că le-a fost frică să umble la acele formațiuni tumorale pe care le au, de care nu se vindecă de ani de zile, și care ajung la amputații de nas, amputații de buză, amputații de față și reconstrucții. Reconstrucții care nu vor imita niciodată naturalul pe care l-au avut acei pacienți. Nici o formațiune tumorală, nici o zgaibă, nici o leziune de pe piele pe care o aveți, care nu se vindecă într-o lună, două, nu este una normală și trebuie să atragă un semnal de alarmă și să mergeți să o verificați la dermatolog sau la un chirurg plastician. Și dacă dermatologul consideră, după o dermatoscopie, că acea formațiune este una rea, trebuie să veniți să o operați, trebuie să scăpați de ele. Niciodată un cancer de piele nu o să se vindece fără excizie chirurgicală. Nu există așa ceva. Dacă ai un cancer, ipotetic vorbind, la ficat sau în altă parte, la colon, cel mai tare îți dorești să ajungi la un chirurg generalist, acesta să te opereze și să scapi de el. Exact același lucru se întâmplă și cu tumorile de piele. Nu trebuie să le lăsăm acolo. Dacă le lăsăm acolo, ele nu fac decât să crească, să sângereze, să aibă anumite secreții urât-mirositoare și să invadeze țesuturile sănătoase, să invadeze tot ce este în jur și să ajungă și în profunzime. Sunt unele care ajung până la os. Moment în care operația este depășită, nu mai ai ce să mai faci din punct de vedere chirurgical. Trebuie să trimiți pacientul să facă radioterapie. După ce se micșorează tumora, cu foarte mici șanse de excizie totală, poți să intervii chirurgical. Din acest motiv, dacă aveți orice tumoră, ca cele din imagine, sau dacă știți pe cineva care are o tumoră, ca cele din imagine, cu margini denivelate, care au un colorit ciudat, care au secreții sau care au cruste, coji, sau orice altceva care arată ca un corn, care arată ca o simplă leziune. Nu este o simplă leziune. Acesta este un carcinom bazocelular și nu vrem să stăm cu el. Chiar dacă este mic, chiar dacă nu ne doare, chiar dacă din când în când face o coajă care se vindecă, acesta nu este un semn bun. Nu ascultați sfaturile date de vecini. Ascultați sfaturile date de un medic. Nu neapărat de un medic plastician, că sunt eu acesta. Puteți să mergeți la un dermatolog, să-i îl rugați să vă facă o dermatoscopie. Nu vă va opera, dar vă va explica cu o acuratețe de 80% ce fel de tumor aveți acolo. Orice tumoră de genul acesta trebuie operată, trebuie excizată și trimisă la un examen histopatologic. Doar examenul histopatologic, după ce tumora a fost scoasă în întregime și cu țesut sănătos în jurul ei, ne va spune exact ce a fost acolo și dacă a mai rămas ceva din punct de vedere microscopic, bineînțeles, pentru că macroscopic vedem cu ochiul și excizăm cât putem de mult. Nu amânați și nu întârziați aceste patologii. Orice tumoră de genul, orice tumoră de 1, 2, 3 mm pe care o aveți de 2, 3 săptămâni, poate chiar și 4, și care nu se vindecă, care arată ca o leziune cutanată, trebuie să vă ridice un semn de alarmă și în momentul ăla trebuie să suspectați un carcinom spinos sau bazocelular și să vă prezentați la un doctor, bineînțeles. Sper că v-am lămurit în mare parte orice dilemă aveți despre formațiunile tumorale. Dacă aveți orice întrebare și dacă cunoașteți pe cineva care are o astfel de formațiune, vă rog frumos arătați-i video-ul și explicați-i că nu este bine să aștepte nici măcar o zi mai mult decât a așteptat până acum. Pentru că orice zi poate să însemne o invazie mai profundă, poate să facă diferența dintre o excizie simplă cu sutură, în care pur și simplu scoți formațiunea, pui niște fire și ai rezolvat problema cu anestezie locală, și între un procedeu complicat de reconstrucție, care înseamnă că scoți tumora și trebuie să faci un lambou sau să pui piele, sau
poate e nevoie de un lampomuscular sau nu pot să dau exemple acum, care se face cu anestezie generală și care este extrem de traumatizantă pentru pacient. De exemplu, pacientul din imagine. Pacientul din imagine a avut nevoie de o amputație de parțială de buză cu reconstrucție. El niciodată nu va mai arăta cum a arătat în trecut, deoarece a amânat foarte mult, deoarece a fost frică de operație și deoarece cineva din bloc i-a spus că dacă ajunge la chirurg și că dacă cineva îl operează acolo, cel mai probabil o să facă cancer și o să moară. Acum este bine, excizia a fost făcută completă, dar buza de jos nu va arăta niciodată cum a arătat, așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Cam asta e tot despre formațiunile tumorale și despre faptul că ele trebuie neapărat excizate dacă nu sunt bune. Vom discuta în continuare despre formațiunile tumorale benigne, care nu sunt periculoase, care nu dau cancer, dar care ar putea să se transforme la un moment dat. Vă voi da mai multe detalii atunci. Vă mulțumesc frumos! Data viitoare vom vorbi despre toxina botulinică și cum aceasta nu se injectează în buze niciodată și cum nu ne distruge, nu știu, imaginea și nu rămânem paralizați din cauza ei, dar mai multe detalii vor apărea în videoul următor. Vă pup, o zi minunată!